Bună seara, doamnelor și domnilor! Invitatul nostru de astăzi este președintele de onoare al Partidului Liberal, fost președinte interimar al Moldovei, domnul Mihai Ghimpu. Domnule președinte, bună seara și vă mulțumim tare frumos că ați venit la noi la emisiune. Bună seara și mulțumesc de invitație. Domnul Mihai Ghimpu, dumneavoastră, de ce sunteți încă președinte de onoare al formațiunii Partidului Liberal, oricum așa mai rezervat în ale politicii? Noi suntem conduși și avem și o opoziție, o nouă, așa zisă, clasă politică. Mă îndoiesc că noi avem clasă politică, scuzați. Bun, dar oricum insist. Dumneavoastră când îi vedeți pe actualii, dumneavoastră aveți așa un sentiment de mândrie sau vă apucă plânsul când vedeți așa zisă nouă clasă politică? Noi în genere nu avem clasă politică, numai vorbim de guvernarea de astăzi. Problema noastră este că eu și-am scris un articol că la noi aproape fiecare care visa sau care a desținut o funcție se vede Ștefan cel Mare sau Mihai Viteazu și formează partide. Și astfel am ajuns că avem multe partide și în aceste partide sunt câte unul, doi oameni pregătiți minți, cum se spune. Dar asta e puțin. Deci și-am propus toate partidele stataliste să se unească într-un partid care promovea statalismul, ceea ce, mă rog, e problema lor, dar nu e în favoarea cetățenilor, și noi niște în alt partid. S-a fost ca un răspuns la faptul că mulți spuneau ce facem, ce o să fie la toamnă, la anul, cine o să câștige puterea. Zic că, iată așa, noi am putea păstra puterea și a merge spre Uniunea Europeană sau, nu se știe, încă până în 2010 e timp și nu știe ce să fie până atunci, nu fie mai devreme unirea. Dar din acest punct de vedere și nu avem acum o clasă politică. Fiindcă vin unii, da? Noi, de exemplu, eu, da? Eu am început să învăț politică din stradă, când eram în Front Popular. Și am avut niște ani unde în lupta cu comunismul, cu KGB-ul, cu toți, și pe un primul parlament, a doilea parlament, că eu am ajuns președinte în 1989, îmi pare. Adică de am avem experiență, deci, și să nu uităm că profesia juristă e mai aproape de politică. Aici e legi, acte normative. Și cu toate astea, eu când am ajuns în Parlament în 90, după ce vorbesc în fața cetățenilor, unde erau zeci de mii, eu când am uitat în Parlament, mi-e tremura genunchii, că avem emoții, că tot și Parlament, organ suprem a stat, atunci era Soviet Suprem. Da. Și când am ajuns președinte, la fel, două funcții și iarăși emoții. Dar acum vedeți că una, două, hop și partid. De ce și nu avem clasă politică? Dacă s-ar uni sau ar fi mai puțini partide, atunci numărul oamenilor care au experiență și care sunt meseriași în domeniul său, atunci am avea și clasă politică. Dar așa câte unul, doi colo, nu avem. Și acești mai e o problemă. Funcțiile supreme în stat sunt funcții politice. Cum poți să vii într-o funcție de ministru sau de prim-ministru, că am avut și așa, dacă n-ai făcut parte dintr-un partid politic, fiindcă pluripartitismul se sprijină pe partide politice. Și în cadrul partidelor, acolo se face o școală. Se discută, urmărești guvernarea, actul guvernării, iai atitudini, adică cum ar fi, te pregătești de a veni în funcția asta politică, a veni la guvernare. Ăștia care astăzi guvernează, mai Sandu a fost ministru. A ajuns deodată ministru și a pus cămeri și a luat vederi prin școli, licee și toată lumea a băut din palmă. Dar stai puțin, mai pune o cameră. Eu consider că politica e cea mai grea profesie. Fiindcă multe lucruri nu se văd și nu se aud atunci când faci politică, mai ales în situația noastră care suntem permanent sub ochiul celor care ne-au ocupat, a Poliției Federației Ruse.
În concluzie, de ce nu poți vorbi azi că avem o guvernare? Asta și se observă și se vede. Iată, chiar am ascultat acum discuția, întâlnirea prim-ministrului cu agricultorii. Uh-huh. A rămas frapat de ce a zis. Că adică, vedeți voi, adică trebuie să fiți mulțumiți că numai vouă vă plătim subvenții, de la alții nu plătim. Nu, cum așa poți spui așa ceva? Când în statele economic dezvoltate își primesc subvenții. Dar noi, care nu avem economie și marea majoritate în buget vin mulțor bani de la acești agricultori. Și să le spui așa că, băi, adică închideți gura, ce mai vreți? Zici, bă, da proste, că ia ca la cei din IT sau nu știu de unde nu le dăm. Deci asta tot și vorbește despre experiență politică, fiindcă se discută la partid. Ai greșit, te ajută, îți dă un sfat și unul pe altul și așa crește o clasă politică. Iată, să nu mă laud, dar guvernarea de azi are 3 foarte buni oameni în funcție. 2 miniștri și unul la o instituție serioasă. Care-s la dumneavoastră? Care-s de la noi, da. În concluzie, la prima întrebare, este regretabil faptul că oricine care apare de 2 ori la televizor deja se consideră politician, da? Nu, mă scuzați, vă rog. Da, așa crede. Fiecare crede așa. Dar v-am spus, asta nu e atât de simplu. Asta cred că e minusul nostru a rămânerii moldoveni din zona asta și poate numai de aici și dincolo privesc și văd că nu chiar întotdeauna miroasă a lămâie sau a un pahar de vin gustos din muscat. Noi, pe timpul Unii Sovietice, n-am avut politicieni, n-am avut conducători. Tot a fost la Moscova și aici era tot în mâna celor care veniți să ne elibereze. Noi eram la poartă, așa, mm-hmm. Un maestru, pe șantier, dar mai sus, eu am lucrat doar și în comerț, și în industrie, și în construcție. Eu cunosc foarte bine cine și cum ne-au condus și ce am avut și ce avem și așa mai departe. Și din cauza asta, la noi este o... Ia să luăm, de exemplu, țările baltice. Ei au fost stat, au revenit la stat. Ei au avut în perioada ocupației sovietice guvern în afara țărilor. Dar noi la ce am revenit? Noi n-am fost stat. Noi am fost o teritoriu ocupat de Rusia. Și am venit, ei pornit deodată lupta pentru independență, dar noi lupta pentru limbă și alfabet. Vedeți cum? Și așa și ceilalte care au existat ca state. Dar noi, și noi nici până acum nu înțelegem care e statul nostru. Noi credem că asta e stat și ne mândrim, și, dar treabă cetățenii cum trăiesc. Deci un stat întotdeauna se vede după viața omului care trăiește. Înainte de alegerile prezidențiale, mi-amintesc că actuala președinte spunea că o să majoreze pensii, salariile, că o să facă locuri de muncă și o să întoarcă diaspora. Fiind economist, știa că nu avem economie. De ce a spus lucrul ăsta? De ce majoritatea șefilor de partid spun asta? De ce amăgesc lumea? Deci înseamnă că interesul nu e cetățeanul, interesul e altceva. Funcții, să vadă țara la televizor, să duc sfure, să-i cadă, fiindcă așa nu poate în particular undeva să se facă niște bani. E complicat și problema că la noi cetățenii foarte ușor schimbă guvernarea. Ei nu m-au venit în 4 ani, 2 ani, 3, s-au deprins această meserie și nu m-au deprins-o și gata, cetățenii aduc pe altcineva, care vine tot fără experiență, fiindcă întotdeauna vin partide noi, lumea vrea oameni noi. Apropo de guvernări, de 3 ani dumneavoastră sunteți partid extraparlamentar, partid aflat în opoziție. Dintre 2001 și 2009 în opoziție, în timp ce ne guvernează un singur partid. Da. Între 2001 și 2009 aceeași situație, un singur partid ne-a condus. Între 2009 și 2021... 19. Februarie 19. Da, dar alianțe. Zic 21, au fost alianțe după care oricum erau cel puțin 2 formațiuni în care guvernau. Nu au fost socialiștii cu acum. Da, da. Da. Concluzia generală a dumneavoastră este că Moldova, așa cum este ea, trebuie guvernată
ca să avem măcar un piculeț de succes, măcar în anumite domenii, de o singură formațiune sau totuși de alianțe? Alianțe create din partide care se controlează una pe alta, dau peste mână când văd că unul încearcă să bage mâna în sacul statului prea adânc. Ori, iarăși repet, un singur partid e ok. Pentru a avea cultură politică, trebuie să ai cultură generală. Cultura generală vine de la cunoașterea limbii. Limba o cunoști când o vorbești. A noi vedeți cum e cu limba. Tot, deci la magazin și zice, asta e tot? Adică traducere... Asta e tot? Noi majoritatea formăm gândul, propoziția, vorba în limba rusă și o traducem. Și asta înseamnă un blocaj în dezvoltarea creierului omului. Pe când la ruși, la ceilalți care toată viața au vorbit limba rusă, la dânsul s-a dezvoltat permanent, fiindcă ei n-au avut... Eu mi-am tăiat ca studenți când eram. Unii învățau pe de rost ca să dea examenul, dar ei nu înțelegeau ce învață. Și de atâta și la noi există blocajul ăsta de gândire și de expunere. În situația când n-avem o cultură politică generală și nu avem nici clasă politică, sigur că e mai bine când există o alianță. Cum vă spuneam, că într-un partid sunt 1-2, acolo minte două iese, dar dacă sunt 2-3 partide, de acum sunt 6 minți, de exemplu. Și mi-amintesc cum eu, atunci eu când vedem că sunt călcat niște lucruri, cum cu Banca de Economie, eu am început să bat clopotul. Bun, nimeni nu v-a crezut, dar ok. Nu, dar... Asta e altă istorie. Nu m-au crezut, dar mă rog, acum caut banii. Da. Și sigur că în situația când, de exemplu, iată cum e Germania cu două partide puternici, creștini democrații și social-democrații și America cu democrații și republicanii, e altceva. Iată și în România, Partidul Social-Democrat, toți anii ăștia e în Parlament și rămâne cel mai important partid. Sigur că s-a format o clasă politică și au o experiență. Dar când la noi așa vine unul, vine altul și cel mai trist este că când vin nu vor să țină cont sau cumva cu lucrare cu cei care au experiență. Noi ne dușmănim, ne urăm unul pe altul, ne considerăm mai deștept, mai... Nu știu, de acord aici, sigur că o alianță sunt mai multe minți, deci înseamnă că e mai bine. Dar în genere, cine n-ar fi la noi la guvernare, eu vă spun părerea mea. N-avem de unde aduce o viață bună de care să mulțumească cetățenii. Fiind, cum am spus, n-avem economie. Și aici poate vine și Trump, care e miliardar, împreună cu Putin, care e războinic. Să fie folosite toate pârghiile. Nu e economie. Ce să vorbim noi? Și aici e mare de păcat că faptul că a mai spus domnul prim-ministru vorbă că nu avem bani. Am zis că 500 credit acolo, dar nu avem bani. Păi, din ce cauză nu avem bani? Omul care nu vinde, cel nu are bani, așa? Care vinde, cel nu are bani. Dar noi nu vindem de ce? Că nu avem economie, nu produce, nu avem industrie. Și agricultura, vedeți cum, îi sește, iau-te ce se întâmplă. Adică toate acestea vorbesc de la sine, că lumea trebuie să înțeleagă. Dacă vrei să ai o viață liniștit și cât de cât mai bună, trebuie să te, cum spun, într-o familie cu mai mulți copii, tata îl pune pe una lucru, pe altul, fă asta, fă ceșă și să rezolvă niște probleme. Unul s-a dus în medicină, altul s-a dus în jurisprudență. Și adică iese. Dar așa nu e ce? Fără economie, și îmblăm mândri și făloși că iată noi suntem următorul Ștefan cel Mare. Rușine, păcat și rușine. Adică de vină totuși nu este războiul hibrid, factorul extern, nu știu, Mercurul retrograd, până la urmă pus. Există, dar eu am fost în aceste funcții și știu cât acționează asupra noastră război hibrid, toate celelalte. Vă dau un exemplu, da? Noi avem problemă azi cu cetățenii din Sudul, cu găgăuzii, da? Încă Bașcana nu a ajuns membru a guvernului, că știm cum a fost aleasă. Pe timpul meu am primit o scrisoare de la președintele raionului Taraclia că Bașcanul a trimis o echipă de cercetași prin satele
să-i conving sub motivul că e mai aproape spitalul în parc de Vulcănești, dacă nu greșesc, să treacă în autonomie găgăuză. Eu imediat am luat cartea și m-am uitat și am înțeles că nu era vorba de grijă cetățenilor, dar era vorba că găgăuzii, satele bulgărești treacă în autonomie și astfel bulgari erau vecini găgăuzii din Ucraina. Și le vrea un drum liber așa de găgăuzii. Și am chemat Bașcan și am spus cu minute joci. Dar ce, termină cu asta? Și gata, am tras linie și am pus-o. Sau astăzi poftim Ivor independent și chiar avem o prostie scrisă în lege și care este decizia curții, că în caz că ne unim cu România sau cu Germania, au drept la terminare. Unde să mai văd așa un grup etnic să aibă grup la terminare? Eu înțeleg, sunt state unde sunt și două limbi oficiale și unii într-adevăr sunt două popoare cu tradiționale crescute, născute, apărute acolo atunci, dar înțeleg. Dar aici cum? Adică ei de ca atare sunt turci numai cu schimbat religie. Limba doar e turcă, nu-i găgăuz. Noi știm că și la noi limba moldovnească, nu există, e limba română. Și vedeți ei cum ne șantajează pe noi. Dar hai să ne ducem, eu dacă aș fi, i-aș aduna acolo adunarea populară, prăși Bașcanul ăsta și mai au acolo. Tot să vă și le spune. Nu vă place cum este? Hai, facem un experiment. Vreți independență? Un an de zile nu vă dăm niciun bani? Și trăiți numai din taxele, impozitele voastre. Și atunci să vedem cu cine o să fiți voi. Că Rusia nu mai vedeți în vecii vecilor. Gata, s-a terminat asta. Că asta nu-i pământ rusesc, e pământul Moldovei medievale. Și iată, noi hrănim pe dânși, hrănim și Transnistria astăzi. Cozina de metalurgică. Știți cum stau lucrurile? Cumpărăm energie de la dânși, când stația aceea cum se numește ea, care produce lumină, ea noastră, e pe teritoriul nostru. Uh-huh. Sunt multe probleme aici și asta înseamnă experiență. Dar și caracter. Noi nu prea avem polițieni cu caracter. Mi-aș spuneți că da, este totuși acest război al barbar al Rusiei contra Ucrainei, acest pretins război hibrid, factori externi, inflație importată, dar fără să încep eu să laud alianțele, dar haideți să recunoaștem ceva să făcea pe timpul alianțelor. Drumurile care le avem azi, astăzi, în primul rând, datorită alianțelor, nu mai vorbesc de regimul liberal de viză, acord de asociere, acord de liber schimb, economia să pornise. În timpul Voronin, după anii 90, la fel. Atunci când a venit Voronin la guvernare, am proprietate privată, a început să dea roade. Bun. Da. Dar nu vreți să-l odăm Voroni, nu-l odăm Voroni. Dar, în timpul acestor guvernări, ceva se pornea. Da, eu am vrut să vorbesc, dar mi-a scăpat. Aveți dreptate. Sigur că unicul drum, îmi pare că a fost construit de la Cimișle la Comrat, tot pentru voturi. La noi întotdeauna la voturi se gândesc. Caută voturi, așa, toată, ca așa. Și credeți, socialiștii ăștia, comuniștii ăștia, toți socialiști, capitaliști. Ești bogați, uitați, toți omul, cu jeepuri, cu chestii. Dar știu că dacă spun, o spună ceea ce spun, o să aibă voturi. Mm. Și aveți dreptate? Noi când am venit, într-adevăr, fiindcă noi și azi nu putem plăti pe salarii fără sprijin din afară. Și lumea democratică nu sprijină sisteme totalitare sau autoritare. Și de aceea când am venit noi, s-a deschis această ușă pentru a sprijini Republica Moldova, fiindcă lumea democratică e interesată să lărgească acest teritoriu. Pentru că totuși democrația e democrație, e vorba de om, că omul are viață scurtă, trebuie să fie liber și în gândire, și în mișcare, și în toate celelalte. Și s-au pornit lucrurile. Aici e toată problema. Acum, ce să zici? Asta trebuie să înțeleagă cetățenii. Iată, eu, de exemplu, regret foarte mult. Și îmi pare rău. Eu consider că dacă nu se băga un miliard ăsta și în alte lucruri, noi puteam fi și la guvernare și astăzi. S-a întâmplat așa și noi astăzi nu avem în Parlament o fracțiune care n-a venit prin votul spre Unirii cu România, dar unionistă, să spunem așa.
Noi nu putem să ascundem acest adevăr. Noi nu putem să fim indiferenți față de viața cetățenilor. Dacă ei nu înțeleg, noi trebuie să ajutăm. Un președinte, un șef de stat, un prim-ministru, un ministru, un deputat, nu trebuie să coboare la nivelul cetățenilor, fiindcă nivelul lor este acela care l-a crescut ocupantul, care i-a băgat în cap ideologia și toate celelalte rele care l-au dus departe de neam, de limbă, de tradiție lui. El trebuie să-l ridice, să-l ajute să-l ridice din genunchi. Așa cum a semnat eu decretul ceala. El a semnat pentru... Și ați văzut că deodată mi-o tăiet-o, s-o dus, s-o înțeles, l-o declarat neconstituțional. Care neconstituțional dacă acolo e scris retrage armatei ruse pe teritoriul Republicii Moldova, dar Constituția prevede că nu se admite armata rusă pe teritoriul ăsta. Adică multe lucruri sunt aici. Și... Eu vreau să spun că eu nu văd lumnița aceea, cum spune, în capul tunelului. Pentru că cetățenii trebuie să înțeleagă lucrul ăsta, să separe minciuna de adevărul de minciună, neghina de grâu, și să gândească în primul rând la dânsul. Nu la ideologia ce spune Dodon, Șor și cel, dar să gândească la viața pe care trăiește el și să facă o analiză. Cum eu pot? Iată eu, fără spărare, să nu superi vorbitori de limbă rusă care au venit la noi aici, că nu a fost un zid, a fost fosta sovietic, stat sovietic socialist, URSS. Și au venit, au fost libera circulație, cum spune, da? Dar ei vor înapoi. Ceea ce nu poate. Însuși Putin, el vrea URSS, dar vrea numai ca teritoriu, dar nu ca comunist, să fie comunist. Pentru că el e cel mai mare capitalist. Și acești oameni votează pentru aceștia care tot și le spun minciuni. Ei poartă într-o oricare măsură vină pentru faptul că trăiesc și ei rău și noi trăim rău. Pentru că ei trag înapoi. Ei nu trebuie să uite la Dodon că vrea voturi. Fiindcă Dodon, dacă s-ar duce și sau ușor, n-ar îmbla cu banul ăsta, ar fi o economie și ar fi pensiile normale, el n-ar putea să-i cumpere cu bani pe ăștia care e vulnerabil pentru asta. Sau nu-l poți să-l cumperi cu limba moldovnească și ce să iei, nu știu ce acolo. Fiindcă omul zic, bă, asta sunt niște aberații. Cum poți fi noi în ce să iei peste Ucraina, care... Lăsăm războiul. Nu poate fi. Adică sunt multe lucruri aici. Dar ei singuri sunt, ei cresc policienii ăștia care vin și promovează minciuna asta și neadevărul. Și de ce așa nu avem clasă politică? Fiindcă interesul e cu tot. Noi clasă politică crește acolo unde este stat național. Noi nu suntem stat național. Nu suntem o parte statul național. De atât și n-are cum crește. Vedeți că unul e cu limba moldovnească, adică sunt trei, eu așa spun, trei curente. Pro-rus, pro-european și pro-român. Adică unirii mai bine, că noi suntem români. Și că toți trag în toate părțile. Dar dacă era responsabil față de viața cetățenilor și nu exista lupta asta, dar era lupta numai pentru ca să ne unim cu țara. Pentru că, da, România nu e Germania. Și nici Italia. Dar slavă Domnului acolo, pensiile alea sunt mai mari de 4-5 ori, e pacea, situația asta de război. Acum auzi, ba pe un general, ba pe altul, ba din Suedia, ba din Germania, ba Polonia, ba altă țară, să ne gătim de război. Dar noi cu... Noi chiar să ne dea nouă toată, armamentul este bun. Noi cât suntem? Ce facem noi? Cum ne apărăm? Deci înseamnă că noi avem nevoie de o apărare colectivă, să ne ajute cineva. Dacă să ai o apărare colectivă, înseamnă trebuie să înțelegi că asta doar astăzi există organizația NATO. Am cumpărat un radar de 15 milioane. Și acela cred că cine, nici, sau numai fluturii vede sau cum. Am înțeles că, nu prea ce vede, ce nu vede, dar pentru ce l-am mai cumpărat. O zis că ne trebuie câteva miliarde de euro ca să cumpărăm ceva mai bun. Și de unde miliardele astea? Asta e problema. Deci, iată ce înseamnă guvernare care amăgește lumea. Iată, și din păcate, asta e din 90 încoace. Fiindcă dacă știi că nu ai, deci, iată, am mai văzut un proiect de alu Spână acolo, că nu știu cum, câteva miliarde, milioane, se fac cu tare, multe acolo proiecte, poduri, nu știu ce, drum cu Unit, cu Ucraina, cu Europa. Voi oameni buni. Ce faceți voi proiecte de felul ăsta? Cum am discutat cu unul și am zis că azi să ne unim liberale. Zic, eu tot am zis să ne unim.
Dar dacă să alegi prezidențial, înseamnă că unii trebuie să fie în jurul unui candidat. Până hai să găsim candidatul, și apoi ne unim. Astfel de să ne unim ca să ne dispărțăm și iar lumea să râdă din noi. Adică și aici trebuie să nu promiți, să nu... Deci asta manipulare înseamnă. Deci, tot un fel de război hibrid. Acolo e Rusia, dar aici e guvernul a partidelor. Nu trebuie să îmblăm cu treaba asta. Trebuie să spunem adevărul la oameni. Iată, asta putem face și asta putem face. Până atunci sau până acolo. Așa, ce să vorbim de clasă politică, de stat, care nu există nici una, nici alta. Pare rău, dar asta e... Și cel mai dureros este că om și-o face cu mâna lui. Om și-o face cu mâna lui. Câtă lume, vreau zic, au schimbat viziunile după ce au fost în România. Cetățeni, foarte mulți care au fost. Dar care nu au fost, trăiesc cu cei ce eu... Eu fus în față Kremlinul și-o învățat și-o ascultat și-o văzut la televizor. De ce să... Știți cum este o vorbă că... Dar nu că e o vorbă, e adevărat. Deci părinții fiecare vrea ca copilul lui său să-i fie mai ușor. Al de la să fac carte. Al de la să fac carte și copilul fac carte și vine acasă. Cu învățat cine e Mihai Eminescu, ce-o scris Mihai Eminescu, Caragiale, Alexandrie, HD-ul și ceilalți. Și spune, mamă, nu îi moldovnească. Mama zice, nu vreau să te aud numblatul cu treaba asta. Știi? Hai, nu-i farma mințele și capul. Păi ce-l mai dai la școală? Hai, asta e problema la noi. Vorbim și despre alte probleme, dar da. Peste câteva clipe de publicitate, vă rog. Publicitate, doamnelor și domnilor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Domnul președinte, nu vă supărați, dar Partidul Liberal, el există doar pe hârtie deja. Nu. Situația e că, vedeți, eu ca președinte de onoare îndeplinesc și funcțiile președintelui. Așa. Am avut probleme eu puțin, situații de așa natură, că iată, mulțumim de invitații, dar lupta pentru viața mai bună nu depinde doar de guvernare. Depinde foarte mult de presă. Sau direcția pe care să mergi. De la noi nu prea invită unioniștii și de asta și lumea nu te vede, nu te aude, că dacă te duci și te întâlnești cu oamenii în sate, tot acolo rămâne, cu cei oameni care te întâlnesc, nu te vede nimeni. Deci în o democrație trebuie să aibă o presă liberă și foarte puternică. Și eu tare îmi doresc ca presa noastră să nu se oprească doar la integrarea europeană. Fiindcă eu bănuiesc, dar nu bănuiesc, convins că toți jurnaliștii sunt unioniști, sunt români, cu pașaport românesc în buzunar. Dar nimeni nu-și asumă să promoveze. Clar că asta depinde de patron mai mult. Dar fără cum i-am zis doamnei președinte, zic că cea mai bună integrare este unirea cu România. Rapidă și sănătoasă. Fiindcă Uniunea Europeană, integrarea Uniunii Europeană înseamnă integrare într-un spațiu economic unic, piață mare. Adică o uniune economică. Dar uniunea economică nu e de ajuns în situația geopolitică de astăzi, război peste război și înarmări și toată lumea vorbește de înarmare și pregătiți să vă aveți grijă. Și zic astfel a rezolvat integrarea, că nu știi ce o să fie până în 2030 care a spus că o să fie integrarea. Asta depinde în primul rând de Ucraina, cu război sau cu tot, că noi nu trebuie să ne facem mari iluzii, că iată, noi i-am trecut pe Balcani și am luat-o înainte cu stat candidat, cu discuții, asocierea de, cum se numește? Negocierile acestea. Avem noroc de nenorocirea ucranienilor, cum ne trușe pe zi război, și atunci Europa a înțeles că trebuie să ia acest teritoriu, Ucraina, Republica Moldova, fiindcă Putin de ce a vrut să refac cu URSS-ul. Că ați văzut când în început campania electorală cu Odessa Ruski Gorod, oraș rusesc.
Și eu zic că asta așa o spus, dar mintea lui este că Odessa, orașul Odessa înseamnă de la Marea Neagră până la Prut. Că așa e, Rusia imperialistă a fost și Rusia sovietică și actuală. Și dumneavoastră îmi zice, păi da, ce facem cu sondajele? Eu zic, da, cine am mai cules ceva dacă n-a semănat? Deci ca să culezi ceva trebuie să ameni. Și ideea de unire trebuie promovată. Dacă nu, și ea cu toate acestea că nu e promovată și spusă piedici, tot și în anii aceștia, ultimii ani, noi pe Leu mai mult am promovat. Da. Și alții, dar cel mai mult noi pe Leu. Și tot și am ajuns la 40. Dar dacă s-ar promova toate partidele și ar suma ideea să se promoveze? Că nu trebuie să ne uităm. Bucureștiul, Statele Unite Americii, eu vor integrare. Vor fiindcă vrem noi. Dacă noi am vrea unire, o să vrea și ei unirea. Că eu cred că într-o bună zi ei singuri o să spun, băi, ajungeți-mă să vă mai hrănim noi, tot îmblați cu mâna întinsă. Ia duceți-vă la casa voastră, la țara voastră și băteți-vă cap acolo, că aveți de unde, este unde, cu ce străiți acolo. Și aici e problema cu Partidul Liberal și cu... Și apoi mai e ceva, toate dosarele este penale. Și furtul miliardul ne-a tras pe noi în jos. Că îmi spun unii colegi, că unii zic, nu, că Ghimpu a furat și el. Dacă a fost acolo, la în jurul cea, unul a furat și el. Și acela spune, bă, bun, zice, dar are Ghimpu dosar penal? Ai auzit să aibă, n-are. Dar are Ghimpu așa bogății, că de ce la alții o arată, dar la dâns nu o arată? Nu. Ce vorbești din spusele dușmanilor, oponenților politici? Sau dacă ar fi avut avere mare, așa cum spun eu, că eu am în România, odată țin minte că Sputnik a dat o știre că eu am cumpărat hotel 2,5 milioane în Poiana Brașov și toată presa, Ghimpu, e adevărat? Eu zic, voi ce? Și eu când mă uit, caut, zic, băi, asta trebuie să fie ceva o știre din România. Și când găsesc tenisista asta, cum îi zice, care au probleme acum, ultima perioadă, pare că au reabilitat-o. Simona Halep, da. Și-a cumpărat hotel 2,5 milioane. Și Sputnik, dacă e rușor, trebuie să bată în Ghimpu, că Ghimpu e problema aici cu... Și-a scos Simona Halep și-a pus Mihai Ghimpu. Dar eu când am citit textul cu Mihai Ghimpu, cumpărat, eu am văzut că limbajul nu înseamnă... A scris la noi aici, că noi ne diferim prin... Da. Și tot am văzut că e România. Și am deschis în România și am găsit. Iată cum se lucrează la noi. Și e greu, dar eu sper totuși că o să ridicăm din nou, fiindcă în discuții cu oamenii simt lucrul ăsta. Simt că lumea înțelege că... Chiar îmi spunea un coleg că a discutat așa, era la o țigară cu trei doamne și au zis că dacă nu s-a întâmplat ce s-a întâmplat cu alianță și dosarele astea și era tot normal, zice, Șpeleu era la guvernare, sigur că cu ajutorul Ghimpului am fost mult mai aproape de România decât cum suntem astăzi. Dumneavoastră ați vorbit despre faptul că nu aveți dosare penale, dar dosare penale are domnul Dorin Ghiortoac. Eu am spus. Vreau să vă întreb. Noi, datorită dumneavoastră, inclusiv, probabil, avem vremurile bune. De ce omul... Nu, stați că eu n-am votat. Nu? Vremurile bune n-am votat. Că eu știam vremuri bune, nu pot fi pământul ăsta până la unire. Asta pentru mine e clar. De ce omul până în ziua de azi confruntă cu probleme cu justiția? Ori prima instanță a zis că, băi, dosarul e falsificat. S-au schimbat șefii tuturor procuraturilor. Ci că oamenii răi au fost scoși din șefia procuraturilor. Și omul până în ziua de azi, săptămânal, merge în instanță de judecat. Procuratura anticorupție a atacat decizia primei instanțe, a zis că... Cu atât mai mult că judecătorul a cerut o anchetă și să fie pedepsit cel care a falsificat dosarul ăsta. Da. Și ei, în loc să îndeplinească cerințele judecătorului, au făcut apel la curtea de apel. Apropo, eu am întrebat-o pe doamna președinte. Zic, doamna președinte. Serios? Da, cum am că n-am fost la întâlnire? Zic, n-am vrut să vorbesc la subiectul, dar odată și-ți vorbește de justiție, de toate, de alte procuraturi, de judecători. Zic, aș vrea să vă întreb, odată ce ați promis stat de drept, legea în capul mesei, că nu se termină dosarele politice.
Și mi-a ieșit acolo, ia că nu e așa simplu, procuratură, sistemul ăsta, trebuie schimbări, să treacă în conformitate cu Constituția, Comisia de la Veneția. Ei, adică, trimite-le că tot acei care au fost, ei să susțină unul pe altul. Și zic, păi ea s-a dus procuror nou, care n-are nimic comun cu... Și semnătura dumneiei acolo. Da. Zic, n-are nimic comun cu cei care au făcut dosarele astea și perioada veche. Deci e șef nou la Procuratura Anticorupție. Sigur că iată cum a început în ieri sau altă ieri, abia acum, pe o an de zile, Curtea de Apel să examineze și au încălcat legea. Acolo vreau să vorbesc aici ce au făcut, m-au încălcat, că asta e treaba avocaților și acolo să vorbească. Dar ei nu trebuia să primească spre examinare dosarul. Încă să uite foarte corect ce spune cod de procedură. Și doamna președinte, ce vă răspunde despre doamna Veronica Drăgălin? Ei... A, nu ne implicăm în justiție. Eu vreau să vă spun că, da, că puteri separate, eu vreau să spun că doamna președinte a însușit limbajul politic, deja poate vorbi, știe unde se manipulează, știe unde să te ducă, știe unde să tac, cum să ocolească. În privința asta eu felicit. Adică eu am observat în afară de plus și ăla că știe aduce bani, am înțeles, am observat că și poate deja vorbi, așa, ca să iasă numai pe ei. Că acolo toate discuții care au fost, la toate a găsit răspuns pozitiv. Și de ce referendum acum și nu după ce se termină negocierile și multe altele. Mm-hmm. Dar dacă vreți să ne povestiți, da. Nu vreau ca să divulgați pe alții, dar întrebări de genul ăsta așa tăioasă cum a fost dumneavoastră referitor la domnul Dorin Chertoac, au mai fost? Sau toate au fost despre faptul că mulțumim că existați? Nu, au fost majoritatea, au spus că sunt referend, o integrare europeană, dar referendul nu trebuie acum. Au fost oameni cu poziție. Eu, în afară de lucrul ăsta cu dosarele lui Dorin și am zis că, iată, din cauza că aveam acest dosar politic fără probe, zic, unui coleg a murit soția la 52 de ani. Pentru că voiam să vă întreb și pe cazul ăsta. Da, soția domnului Topală, care l-au închis în Bruxelles într-un an de zile și ieri am auzit la știri că mai trimis un dosar acolo. Da. Și zic, nu e normal. Și după... Ei, răspunsul este că puterile sunt separate. Da. Și noi când eram, știam că sunt puterile separate, dar... totuși toți funcționarii, judecătorii și procurorii activează în funcție de cât pricepe și ce pricepe cel de sus care deține puterea. Așa sunt moldovenii și cred că nu numai ei. Și când te prind că tu ministrul nu pricepe, șef direcție te poartă cum vrea el. Așa și aici. Sunt lucruri foarte... Trebuie să știi cum să le rezolvi. La masa aia unde ați fost dumneavoastră, cred că 100% dintre cei prezenți erau partide care oficial se declară... 13, cu mine 14 eram. Se declară partide pro-europene, da, pe buni. Da, da, da. Dar cu ce ocazie au fost invitați președinți de partide tare, eurosceptice? Marc Căciuc, Igor Dodon, Vladimir Voronin. Ei au refuzat invitația, e adevărat? Da. Dar vreau să vă întreb dacă ați înțeles asta. Posibil din cauza că în 2005, fiind în Partidul Comunist, au adoptat direcția europeană. Și atunci de ce nu l-a chemat pe Vladimir Filat, care este și părintele spiritual al actualilor? Aici e mai complicat. Aici e mai complicat și nu vreau să mă bag în relațiile lor, că știu că îmi pare că undeva trebuie, așteaptă să aduc la cunoștință sentința. Mm-hmm. Cu alt dosar acum. Nu știu, eu observ că Vlad Filat e foarte critic, dur, își critică subalternii săi, așa din suflet o face. Și cine știe care e motivul? Că nu-l ascultă sau poate ca să îndreptățească în caz că se întâmplă ceva cu dosarul ăsta. Dar și eu mi-am pus întrebarea de ce să-i invit pe ăștia, că asta a fost, da, am glumit eu în 2005, dar acum dacă e vorba de referendum și ei știi că sunt împotrivă,
pentru și mine. Cred că știți că mulți vorbea că nu vrea discuți cu partidele și a hotărât să arate mai multă flexibilitate, colaborare cu partidele, dar și asta, vedeți că n-a invitat înainte de a veni cu propunerea, ideea, declarația către Parlament că să numească referendum, dar după, adică a bătut în cui bine pălăria și pe urmă. Cu toate acestea, cei patru care au refuzat, inclusiv domnul Ion Chicu, până la urmă au picat tot în jocul lor, în capcana întinsă de președinție, pentru că dacă ar fi venit, imaginați ce ședință era acolo la președinție. Eu nu cred că... A fost unul care, așa cam dur a fost și a ieșit și a plecat. Și nu știu care a zis că... Sau chiar doamna președinte, zice, plecați? Și el a zis, da, eu zic, spuneți mulțumesc că ai venit cu căldarea de lapte. Da, domnul Dunic. Bun, dar ce facem noi cu referendumul? E ca așa, noi asta ne cunoaștem din mulți ani, știți, dar știți, eu cred că politica pe care am avut-o eu și colegii mei, Partidul Liberal în întregime, cât mai departe de Rusia imperialist, cât mai bine de noi. Ea trebuie să persiste până să ne unim cu țara noastră, România. Și integrarea europeană este o direcție care ne ajută. Că dacă ne integrăm în Uniunea Europeană, dă Doamne, eu mă rog la Dumnezeu să se întâmple lucrul ăsta, dar e foarte problematic, arată viața geopolitică de astăzi. O să fie, cum să zic, mi-am pierdut gândul la întrebarea dumneavoastră. Ce facem cu referendumul? Cum da, putem? Cu referendumul. Și atunci noi trebuie să susținem integrarea europeană. Asta că am vrut să spun de Partidul Liberal. Și toți trebuie să facă lucrul ăsta. De ce? Fiind cum am spus, asta ne îndepărtează de... Dar totodată eu am spus și acolo și spun și aici. Chiar dacă ajungi în stat membru UE, asta nu îl împiedic pe Putin să intre la noi. Pentru că pentru dânsul, problema este NATO. Băgându-se peste un stat membru NATO, acolo intră în conflict cu NATO. Domnul președinte, până ajungem noi stat membru a Uniunii Europene, Vladimir Putin nu va mai exista pe lume. Nu poate trăi până la 150 de ani. E adevărat, dar să nu uităm că nu e numai Putin acolo. Dacă ați văzut pe internet unul tânăr care pe un tricou scria că în cazda mi-e znas Putin. Acolo sunt imperialiști. Ei sunt urmașii lui Genghis Khan, care au stat vreo 600 de ani sub tarul mongol și pe urmă au sfârșit toată toate metodele lor și au înțeles că numai prin război, că ei doar nu vor să muncească. Ei vodcă și război. Da, și acest referendum eu am zis mai bine să-l lasă așa rezervă, fiindcă nu se știe cum va fi cu integrarea. Și să nu fie vină ziua în care ca să salvăm pacea și viața oamenilor, să vrem să ne unim, să găsim apărare. Și asta o poți găsi doar prin unire cu România. Dar explicația a fost că sondajele și că mai bună situație, mai potrivită decât astăzi pentru a avea această normă constituțională nu există. Toate că nimeni nu cere asta acum la ziua de azi. Practic arată că referendumul s-au desfășurat după ce s-a terminat negocierile celor care au aderat la Uniunea Europeană. Domnul președinte, în ziua când doamna președinte a anunțat despre intenția acestui referendum, legislația națională nu permitea ca să avem referendum concomitent cu alegeri. Legea a fost schimbată de către PAS în următoarele zile. În anul 2010, când dumneavoastră a lăsat la guvernare, inclusiv, Alianța a decis să organizeze un referendum cu privire la modul de alegere a șefului statului, direct de către popor. Și atunci legea la fel nu permitea domniile voastre. Curtea a zis că nu se poate, băieți. Și voi n-ați mers la modificarea legislației. De ce voi n-ați mers? Dar actualii noștri au zis că Carlos Dreams, mergem. În primul rând, ei motivează cu aceea că în decizia Curții Constituționale e scris că o dat cu legii parlamentare, trebuie să-s prezidențiale. Da. În al doilea rând, sigur, eu observ și tare să ne mulțumim de faptul ăsta că
Asta e un fel de dictatură democratică. Folosești democrația, foarte multe legi le modifică cum le trebuie lor. Ceea ce nu este, își creează precedent. Creează precedent pentru alții. Știți cum copiii cresc în funcție de ce văd în casă sau aud în casă. Sau... Așa și aici. Dacă tu ai dat exemplul ăsta azi, de ce alții n-ar veni să folosească de mai târziu de lucrul ăsta? Eu bănuiesc că se folosesc de susținerea Uniunii Europene, care cam mai închid ochii la multe lucruri, încă suntem în situație de război, război alături de noi și toată treaba asta neplăcută și pentru ei și pentru că ei tot timpul au visat să aibă pace nu doar în cadrul Uniunii Europene, dar și la hotar cu Uniunea Europeană, să fie pace și liniște, fiindcă asta afectează într-o oricare măsură viața lor. Și cred că din cauza asta, eu țin minte că noi nu era așa. Asta își voia să vă întreb. Noi eram verificați și întâlniri cu ambasadorii și discutam și ne spuneau și... Dar acum... Dar de ce? Eu știu răspunsul, dar trebuie poate să spuneți dumneavoastră în direct. Doar eu nu cred că Joe Biden cheamă ambasadorul Moldovei, al Azerbaijanului, al Mexicului și să consult. Și să întreabă, ce să fac, băieți? Și ambasadorii noștri spun, iată, noi nu suntem de acord cu faptul că îl împiedicați pe Donald Trump să candideze. Și președintele Biden se justifică. De ce noi întotdeauna când ne uităm la ambasadori, ne uităm ca la niște zei locali? N-aș crede, fiindcă pe timpul nostru n-a fost așa ceva. Ei, vă contraziceți, sau din aurul? Nu, eu continuu. Ok. Deci nouă, când era vorba de neîndeplinirea angajamentelor asumate în acord de asociere, dar niciodată n-a fost, ne spun, faci așa sau invers. Eu nu cred nici azi, dar asta depinde de om, știți cum e. Dar cum o acceptă să-i dea cineva o palmă, îi se dea. Așa și dacă un om trăiește, vrea să trăiască din spusele altuia, toată vrea să trăiește așa. Sau din spusele vecinului sau o vecinii, cu atât mai mult. Nu știu, nu cred eu că decid ambasadorii. Poate este o discuție așa, pentru că totuși este o situație nu simplă. Cum n-ar fi guvernarea de azi, dar nu este guvernarea altor partide, alte guvernări. Totuși a fost, cum se cheamă, boala aceea care a fost? COVID? COVID-ul, acum e război, adică nu e simplu pentru actuala guvernare, inclusiv și pentru Maia Sandu, femeie venită și femeie, nu un bărbat, și a nimerit într-o situație de felul ăsta, adică e complicat. Și în situație de felul ăsta, când e vorba de o politică unică, zonală, vedeți că ține de Ucraina, politica e aceeași, să adună, să sfătuie că acum trebuie să aibă loc summit-ul cu G7, adică sunt unii lucruri unde... Dar în țările membrii UE, acolo este o politică comună și dacă noi deja am pornit pe calea aceasta, da? Calea integrării, înseamnă că undeva trebuie să ne ajustăm, să ne apropiem și noi de aceasta. Un sfat bun niciodată nu încurc și nu stric. Deci, prezidențiale. Dumneavoastră ați fost președinte de țară într-un stat cu regim parlamentar, când prim-ministru este vioara numărul 1. Da. Totuși. S-ar părea, totuși, președinte parlament trebuie să fie, că în Republica Parlamentară puterea e la Parlament. Dar, dacă e funcție executivă, tot, da, așa. De fapt, e la și prim-ministru. Atunci, președintele? Cine e președintele în Republica Moldova? Cine e președinte? Cine e președintele? Președintele? Ce atribuții are acesta? Pentru că parcă văd, am cuși o listă de 2 metri. De ce atribuții? Depinde când se întreabă, dacă în campanie electorală, atunci atribuțiile sunt foarte mari. Aproape tot, și economice, și medicină, și educație, și tot ce vrei. Dar când am venit în funcție, atunci atribuțiile se reduc și de a da ordine și medalii. Aici este o problemă, eu am spus și fără supărare să fie, dar cred că trebuie altfel pornită reforma justiției.
Deci președintele nu este persoana în funcție care să redă din deget la judecători și procurori. Încă judecătorii sunt a treia putere în stat. Altfel trebuia să înceapă. Și doar noi avem judecători cu experiență. Ei sunt cei mai în problema legislativă, legislație, mai bine zis, pregătiți. Și atunci, muzii, ei sub întrebare, dar ce? Cine ordonează? Ce drept are ea? Nu are niciun drept. Și de ce reforma justiției s-a dus pe aprisâmbite? Adică azi avem nici cu au luat sistemul ăsta albanez cu, cum se numește, cu vetting, pre-vetting? Pro-vetting, vetting. Păi dacă acolo n-a adus la nimic bun, de ce l-au adus la noi? Eu cred că mai bine era dacă aduna niște foști judecători care cu experiență, că și timpul unii s-o vezi și încoace, tot timpul au fost și oameni buni și răi și, da, și din procurori inclusiv, și aveau discuții și chiar poate și cu unii, așa, neoficial. Sunt niște lucruri care și noi le-am avut. De acord. Știu. Oficial. Și știți câteodată mai mult vorba aceea, că la un pahar de vin mai repede să găsești o soluție decât atunci când doi șefi sunt tare și unul și altul. Public. Știi, ca să vadă lumea, știi, că el e mai tare. Dar lucrul ăsta nu s-a făcut și aici e problema, nu... Că toată lumea știe că pasul este care l-a condus și l-a adus în Parlament, la guvernare, asta nu-i de oferă dreptul să fie cum a fost Voronic. Așa a fost timpul Voronic. Iată, unii spun că tare se întoarce în politică, că a fost, nu știu câți ani, 7-10, prim-ministru. Și eu zic că, păi n-a făcut tare politică atunci. Că a făcut Voronin. Acolo îl conducea și cu Parlamentul și cu Guvernul. Ei era o staș. Dar nu ați fi de acord să schimbăm legea. Țineți minte, Igor Dodon era președinte de țară, dar legea nu-i dădea voie să fie președinte al socialiștilor. Dar umpla la ședință la socialiști, exact așa și doamna Maia Sandu face. Umpla la ședințele pasului fără nicio problemă. Și toată lumea știe că spui Maia Sandu, asta înseamnă pas. Spui pas, înseamnă Maia Sandu. Spui socialiști, spuneai socialiști, înseamnă Dodon. Spuneai Dodon, înseamnă socialiști. Nu, legea nu dă voie. Eu cred că nu e corect lucrul ăsta, că legea nu dă voie. Nu, dacă în viață tot știm, și nu numai la noi, și în altă parte, și în România, dacă e țara noastră alături aici, tot așa este. Păi dacă știi că a fost președinte partid și a venit cu partidul la guvernare, de ce să facă, dacă noi știm că este... Cum vor lucra totdeauna? Dar cum? Și apoi... toate pornesc la ceea că răspunderea o duce președintele partidului, care din președintele Republicii. Poți să răspundere, dar n-ai atribuții. Deci nu e logic, nu se leagă. De ce trebuie lucrul ăsta schimbat și n-ar exista astfel de probleme? Că nu poți fi indiferent cum se rezolvă problemele, tu te ocupi mai medale și ordine. Și restul nu te interesează. Lumea te întreabă, la tine vrea, fiindcă tu ai promis. Adică unde sunt locul cele care îți vei diaspora acasă? E se duce. Nu vine. Se duce și timpul nostru. Luăm, vă rog, câteva clipe de publicitate, după care revenim și continuăm, că mai avem ceva la subiectul alegerilor prezidențiale. Da. Câteva clipe revenim. Publicitate, doamnelor și domnilor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor, prezidențiale. Ce facem noi la prezidențiale, domnul președinte? Eu acuși fac 40 de ani. Uite, eu tare mi-aș dori la 40 de ani să facem și unirea. Așa de repede, asta e peste o lună. Nu știu, dar știi că da. În ziua ta de naștere s-a produs unirea. Asta toată viața n-ai uitat niciodată, știi. Asta nu vreți să candidați la funcție de președinte? Nu. Eu, la modul general, am să vă răspund în felul următor. Deci noi toți avem datoria ca să nu admitem la putere să vină partidele pro-rus. Bine. Adică noi de ajuns să avem 30 de ani, 30 ceva, când un pas înainte, doi înapoi. Dacă să pornim pe calea asta, noi trebuie să continuăm pe calea asta. Deci pe doamna Maia Sandu încă o dată? Eu vorbesc de integrare europeană. Ai, eu vorbesc de prezidențial. Da, dar integrarea europeană e legată de cine e președinte. De-aia am început cu asta.
Cu toate că nu cred că o să vină altcineva de stânga aici și îmi pare că chiar nici de centru dreapta. La ziua de azi, Maia Sandu n-are concurent. Primul rând, eu am văzut colegii din șef de partide, care că nu-i cunoșteam pe toți, am văzut acum la întâlnire cu doamna președinte. Să vedem, timpul o să ne arăte. Noi, Partidul Liberal, în afară de că suntem, avem grijă de integrare europeană, fiindcă asta, cum am zis, cât mai departe de Rusia, cât mai bine de noi, dar misiunea noastră este unirea. Și pe cum ne arată timpul între campanii, deci numai campanii permit ca să transmit mesajul ăsta. Pentru noi asta e foarte important, ca în această campanie să fie și mesajul unirii. Deci PLO va avea candidat? Nu pot să spun va avea, vom avea. Noi avem duminică Consiliu, am convocat Consiliul Republican și o să discutăm. Important, cum am spus, mesajul să existe. Poate și împreună cu altcineva. Nu, e greu de spus acum, dar eu îmi doresc ca toți cetățenii să înțeleagă că noi nu putem să ne jucăm de înainte-înapoi. Odată și nu putem face unire, încă nu suntem gata de unire și vrem integrare europeană, fie așa, fie integrare europeană, dar nu Tambov sau Tomsk. Dar ce stânga noastră, centrul stânga, cam tăcută ea înainte de alegeri, totuși, luna martie, mâine, păi mâine. Dar știți că nu e simplu să... Dar ei nu sunt, mozin, ei nu sunt socialiști, nu sunt comuniști, nu sunt proruși. Ei sunt acolo, fiindcă acolo s-au găsit locul unde să ajungă, să atingă o funcție, să aibă un salariu mai bun, să facă niște bani mai ușor, mai... Și ia închipuiți-vă că vine Dodon, candidatul, da, sau care ar fi de la socialiști. Și vrea să ajungă președinte, cheamă lumea să-l voteze, dar e împotriva integrării europene. Asta cum să-i da singur cu ciocanul în cap. Nu să, nu să, nu să, de aia și ei sunt într-o situație că e greu să fii comunist și capitalist. Totodată. Adică referendumul doamnei Maia Sandu este un referendum organizat strict pentru doamna Maia Sandu. Puteți la referendum? Eu cred că ăsta scop s-a urmărit și s-a găsit răspunsul că să includem în Constituție. Vă amintiți că a mai fost propunere de la Plahotniuc. Și noi atunci am spus că noi votăm pe leu dacă acceptam să includem în Constituție și limba română în conformitate cu decizia Curții Constituționale, care a fost sesizat de către liberali, deputații liberali. Și pe de n-a vrut și atunci nu am votat. Fiindcă oricum era acord de asociere, noi deja de mergem spre ca și acum. Nu e nevoie tare de referendum. Într-o oricare măsură, inițiativa, ideea aceasta înseamnă că undeva este o frică că vin alții și atunci se nu poate schimba direcția. Păi atunci nu trebuie să conducem cu frică că hai pune masa că nu vin, dacă vin aceia noi. Trebuie să fim convinși că noi mergem în direcția asta. Și asta trebuie să convingem cetățenii ca să... Eu sper că aici este multă lume nemulțumită. Fiindcă s-a promis multe lucruri și nu s-au realizat. Dar nu s-au realizat fiindcă, cum am zis eu, nu e economie. Nu trebuie să promită. Dar și în diasporă sunt, dar eu cred că când o să vină ziua votului, iar și o să votez rău cel mai mic. Cu stânga e clar, mergem spre dreapta, ați văzut mișcarea politică a patru formațiuni, Liga Orașelor și Comunelor, Partidul Schimbării, Platforma DA și Coaliția pentru Unitate și Bunăstare, creează un bloc politic. Nu de dreapta, ei de centru, centru stânga. Nu. Eu consider că de dreapta sunt partidele care promovează adevărul și dreptatea. La noi există unire. Așa un stereotip că aici de dreapta sunt pro-europeni și de stânga nu sunt pro-europeni, deși asta e greșit. La noi toți sunt de stânga, că toți promit chestii socialiste. Da, în Europa e invers aici. Da. Așa, unirea formațiunilor respective, cum o vedeți dintr-o parte? Bun, completăm întrebarea.
cu dumneavoastră au încercat să vorbească, să fiți a cincea formațiuni? Nu, dar nici n-am de gând. Eu am încercat unii cu mine să vorbească, nu din grupul ăsta, să ne întâlnim, să discutăm și eu am zis că PL discută numai cu partidele unioniste care promovează unirea. Noi nu avem de gând să susținem un candidat care promovează statalitatea aceasta și menține oamenii în mizerie și sărăcie și totodată ascunde adevărul. Dar aceștia trei, nu știu eu, aici e problematic cine o să fie candidatul. Mm-hmm. Fiindcă, cum am spus mai devreme eu, te întâlnești, discuți, găsești candidat și te unești. Dar nu te unești și pe urmă candidatul, că fiecare cred că vrea să fie candidat la partidul lui. Că e și normal, pentru asta e partid politic, să participi la legea președintelui, parlamentare, locale. Și de-aia eu nu prea susțin astfel de alianță în alegeri locale sau prezidențiale. El și cel mai bun sunt în alegeri parlamentare, dar dacă le formezi de acum, nu știi dacă ele se rezistă până la parlamentare. În urma acestor alegeri prezidențiale poate să apară multe neplăceri și atunci să dărâm această alianță. Că de obicei așa și cam la noi a fost. Uh-huh. Și nu știu eu, partidul... Acest partid, iată, vedeți și eu nu vorbesc de limbă, nu, ăsta e de la limba rusă luată. Ei, trebuie să zic, românește. Dar, asta, măcar depun efort, alții nici atât nu vor să facă. Și cine ar putea de acolo să fie? În fruntea locului ăsta îmi pare că e Bojoreanu de la Liova, primarul, și că eu pornit Cojocaru de la Iedinez. Acum, la întâlnire, a fost primarul din Ștefan Vodă, cu doamna președinte. Uh-huh. De la platformă... Domnul Dinu Plângău, de la Partidul Schimbării, Ștefan Glicor, de la Coaliția pentru Dreptate și Bunăstare, domnul Igor Munteanu. Dar ce, Munteanu a aderat? Nu știu de asta. Dar e clar că aderă, vă spun. Nu cred. Ei. Domnul Munteanu încearcă altă coaliție să facă. Serios? Da. Nu știam. Vă spun eu. Poate a renunțat, fiindcă noi am respins, n-am vrut. A, au venit la voi, la nu, a fost o întâlnire, da. Hmm. Da, și poate din cauza asta că nu i-a reușit, o să duc acolo. Dar eu știu că Munteanu, ca tare, noi l-am promovat. Eu l-am invitat și am dat mandatul din ambasador, așa cum mi-ați dat mioastră paharul ăsta cu apă, să duc la Washington. Și nu s-a întors la Pelie ca să mulțumească și să fie cu noi, dar s-a dus la platformă. Și eu bănuiesc că a format partidul ăsta din considerentul că a vrut să fie președinte acolo și n-a ajuns și a făcut președinte partid cu funcție de președinte. Acum, ca să-l primească înapoi, se întoarcă doar această coaliție care vrea să o facă, e legată că scandeze la președinte, nu? Pentru ce adună el la alte partide? E, nu? Logic. Păi dacă te duci acolo, înseamnă că te accept să fii candidat. Dar asta, cum îi zice, Gligor, așa l-am înțeles și el se vede... Nu știu, o să vedem, nu e așa. Noi doi nu ne vedem președință în țara asta. Da, bun, mi-a stat fost deja. Un an și trei luni asta și 4 ani să fie avut. Iar de exemplu, azi majoritatea poate rezolva toate problemele care nu le-am putut noi rezolva, să spun, economici n-are de unde, dar naționale. De ce nu le rezolv? De ce n-adoptă o lege că toți care vin în funcție și inclusiv și deputații la președinte ies să cunoască limba oficială, limba română, dar la deputați noi, de ce nu adoptă legea asta? Că cei care, în codul electoral modificare, care vor să ajungă fie înaintați de partid politic în Parlament, să vorbească limba română. Dar câta să vină a noștri copii și bătrânii să vorbească cu... Fiindcă aici nu e Tambov și nu e Smirnov, cum se spune. Ne întoarcem la candidați. La dumneavoastră, emisiunile mele cu domnul Tudor Ulianovski, le-ați văzut? Sau alte emisiuni cu participarea domnului? Nu. Nu? Nu mă întrebați? Nu insist, ok. Nu, dar eu știu de ce mă întrebați. Nu, pentru că se discută și despre faptul că... Nu, ăsta e omul Plahotniuc. Ei, domn președinte. Iar Plahotniuc. Dar până la numit a fost ministru de... Eu știu cum a ajuns. Când am fost trădați noi... Și s-a format pelereul, prin pelerea a ajuns viceministru de extern și apoi ministru și a fost ambasador în Geneva. Bun, dar până în timpul lui Plahotniuc noi toți aveam funcții. Eu eram moderator la puterea 4, la Plahotniuc ce treabă. Dar n-ai fost ambasador în Geneva. Nu. Poarta n-ai deschis? Nu. Și ușa. Păi, vezi? Eu știu că
cineva... A fost un articol apărut în România. Unii laudă că nu i-a făcut studii la Moscova, că în Viena, nu știu ce. Zic, dar pentru mine Viena ori Moscova e același lucru. Sau Harvard. Da. Da. Pe bune dumneavoastră, considerați că Plahotniuc mai are vreo treabă? Omul de când? Din 2019? Nu a lăsat mâine jos. El are și partidii care încearcă, pe care să le ridică, dacă nu unul, altul. Și aici este posibilitatea să promoveze un om care crede că dacă nu acum, data viitoare, o să ia puterea și atunci o să ridice un partid și atunci el... Eu am început să vă spun la început, că sunt patru direcții. Una, dar am spus de fapt, am uitat-o pe a patra, să vă spun. Pro-europeană, pro-Rusia, românească și pro-reabilitare. Mai este una. Okay? Aici e. Ca să... Trebuie să întoarcă oamenii acasă, cât a să-mi refugare. Nu, eu îl cunosc, îl știu. Nu, asta nu e omul care... Câte probleme are cu justiția și în afara țării inclusiv? Păi dacă se schimbă putere, atunci și probleme. O să aibă ești cartează la putere. Așa. Ok, vedem ce o să avem la alegeri. Mai este un piculeț. Domnul Mihai Ghimp, dar de ce colegul dumneavoastră, fostul coleg al dumneavoastră de partid, domnul Lilian Carp, a pierdut la o diferență atât de mare față de domnul Ion Ceban, care e acuzat de ce vreți dumneavoastră. Numai vă rog, nu spuneți propaganda rusească, că ăștia au guvernare de 3 ani. Asta nu prinde la Chișinău. Nu, doamne, aici nu e propaganda, aici e prostie omenească, lipsă de experiență. În primul rând, știți că cetățenii noștri nu prea agrează trădătorii care dintr-un partid în altul. Ca exemplu este când au plecat la noi și au format pelerie, da? În 2014 n-au trecut, am trecut noi. Da. Deci înseamnă că lumea nu-i agrează mulți, mai ales unioniștii, pe aceștia. Așa. Și Lilian, care face parte de ei, a fost cu noi și când colo mi spunea că se duce, iese din poliție, duce în Europa, în România, dar el de linge pragul pe la partidele acestea, platforma, deodată la început, pe urmă, dincoace. Doi la unul etat prea târziu. Trei, Ion Ceban a ales o tactică foarte bună, a împrumutat mulți bani, a făcut trotuare, dar asta înseamnă că a câștigat și orașul, pavajul ăsta, dar și el că e business aici. Astea nu-s bani aduși din... La firme străine sau credite luate. Mai pe scurt, Cebanu știa că, indiferent vor avea sau nu comuniștii, socialiști candidat, toți alegătorii proruși o să voteze pentru dânsul. Bătrânii, cum s-ar spune, că ăștia sunt majoritatea în vârstă. Ei, știi, dar a făcut așa o politică încât să atragă tineretul. A mai... pentru femeile gravide, Cărăciorul ăsta a făcut trecerile astea, a făcut pe la lacuri zone foarte frumoase, că am văzut unele. Adică acum are probleme, datorii, vedeți că nu are bani să plătească micșorat salariul la mamele care îngrijesc copiii bolnavi. Dar a știut foarte bine să pregătească de alegerile primarului mandatul 2. Dar pasul m-a dormit și apoi haideți să ne amintim că ei tot timpul spun eu votați PAS, dar nu votați Lilian Carp. Vă amintiți? Ei spun eu votați. Trebuie să spun votați Lilian Carp și consilierii PAS. Că voturile aparte, consiliul și primarul. Ei spun eu votați PAS. Și poftim răspunsul. Și n-au făcut. E ca guvern, având bani, trebuie să vadă niște proiecte care ceva nu le face și sunt în oraș. Și să vină ei. Să aloce bani și pe urmă să spună că uite asta din banii. Dar ei n-au făcut lucrul ăsta. Au crezut că o să meargă cum a mers la legile parlamentare și prezidențiale. Ca la Săniuș. Da, n-a mers așa. A avut și consultanți posibil tot acei vei care l-au adus la prim mandat. Dar a venit la întâlnire ca pro-european. Dar al doilea mandat al lui Ceban va fi strașnic de greu, dacă să ne uităm la primele luni ce face pasul din el. Deja și adică petiția, al treilea mandat. Al doilea ăsta. Nu cred eu. Ce să-i pas să-i facă?
Banii vin după lege. Bugete iar banii. De nu știu cum s-a descurcat aici cu creditele care a luat. Dar în rest, ce poate face guvernul? Bă, poate strige așa cum strigă și el și vorbește de dânșa așa și ei. Nu, e greu atunci când depinzi de buzunarul guvernului. Dar când tu ai buzunarul tău, după lege îți vine banul, ai decizia de a numi, de a elibera, de a decide în toate, ce poate să-i facă? El e tare la nervi, văd că e liniștit. Și drept aici, puțin s-a plâns lui Maia Sandu. Că ia, că toată ce se întâmplă acolo și cu candidatul, nu-i de voi, candidat nou la Bubuieci acum și pe cel care a câștigat l-au exclus, nu-i de voi acum și altul nu. Și eu i-am zis că, domn primar, nu alege pe tati, doar știi ce înseamnă? Că participi cei care au participat prima dată. Asta să alegi repetate. Zic, dar problema, nu știu cum să faci spravca. Fac tot spravca. Aici s-a devenit candidatul pasului, pe urmă are dosar penal din 2007. Da, am auzit de asta. Și... adică unul e bun, dar altul e rău? Da. Doamna președinte, i-a răspuns cumva sau a zis că eu n-am nicio treabă? Da, că tocmai aici nu pare că a evitat să răspundă, nu știu, și atunci eu am sărit în ajutor să-i răspundă primarului. Domnul președinte, eu nu vreau să vorbesc mult. Nu prea aș vrea să deschid subiectul ăsta cu domnul Topală, cu omul înduliat, totuși. Dar e om de-a vostru. El e acuzat de furt din milioane de la Calea Ferată. Calea Ferată e vaișa mare de capul ei acum. Asta se... iată și asta demonstrează că... Da, eu înțeleg că sunt puteri separate, dar Topală a trimis și președintelui și parlamentul la toți un demers, o adresare unde a descris tot ce aici s-a întâmplat. El a venit la Calea Ferată, care avea datorii de 800 de milioane și nu primis câteva luni salariu. El, în scurt timp, a început să plătea salariul la oameni, sigur că cu luna de azi și încetșor și restanța. Și când a plecat, a lăsat Calea Ferată cu minus doar 200 de milioane. Adică 600 de milioane le-a... Și după dânsul au venit... Și au dus situația. Eu încă atunci auzeam și i-am spus, fii atent în problema asta, că cu noi, cu mine nu merge. Să auzi că, știți cum la noi, duci la zero activitatea întreprinderii și firmă privatizează. Să auzi că s-o ia rușii Calea Ferată. Și eu zic, bagă de seamă, zic, nu pentru asta te-a numit noi acolo. Și nu e slus că și acum să fie varianta asta, fiindcă... dosarul ăsta care s-a dus din nou acela și acela și ăsta eu am avut discuții și atunci și acum nu sunt probe acolo. Iată l-au adus cum să-l, cum să-l învinuiești pe dânsul că a luat vagoane de dincolo și au avut pierderi pe când acele vagoane au adus venit pentru că pierderi sunt când le cumperi sau le ai închirii și le pui și stau pe loc, nu? Dar când ele funcționează, înseamnă că aduc bani, nu? Când se duc într-o direcție și în alta. Nu știu, de ce așa am vorbit eu și am zis, când ați fi pus punct la dosarele astea politice? Stoianoglu a venit și pe cine i s-a spus le-a declarat politice și a închis dosarele. Dar iată, uitați-vă, vedeți, noi liberalii care cu greu am rezistat și am fost scoși la guvernare, că noi din 2013 până în 2015, iulie, n-am fost la guvernare. Am fost excluși atunci. Și ne-am asumat și riscul cu Plăhădniuc după 2016, fiindcă era, îmi spuneau europenii că, bă, v-am dat în avans și voi obraz n-aveți, restanți, fați de acord de asociere și... Dar asta v-a costat mult, ce drept. M-a costat, dar eu știu că am făcut un lucru care trebuie făcut, fiindcă era rușine să ai în avans acord de asociere liberă circulației și să nu poți nicio răspundere în fața celor care te-au ajutat. Și eu, noi am mers conștient la asta. Cu atât mai mult, eu am scris și vă spun și aici în emisiune. Plăhădniuc nu-i Putin. De Plăhădniuc poți scăpa. Dar dacă vine Putin aici, nu poți scăpa de el. Am fost noi 200 de ani aproape sub dânsul. Și cine a câștigat alegerile în toamnă? Președinte Dodon?
Păi dacă era o lege anticipată în vară, când se cereau ei, cine câștiga după furtul miliardului? Și nu era clar? Eu n-am venit în politică pentru mine să mă păzesc, să mă apăr pe mine. Eu deja mă pot hrăni și trăi. Mai mult am cheltuit și sănătate și bani în lupta aceasta. Eu am venit pentru să ajut în libertate și unitate neamului meu. Și atunci când vine un moment, asta înseamnă un om de stat. Să nu te gândești la tine, cum la noi toți gândesc, fiind în funcție, la următoarele alegeri. Dar noi nu ne-am gândit. Noi știam, am discutat câteva ori ce facem, că e plăcăniu chestii. Da, dar asta a fost situația. Și eu cred că dacă noi am fi acceptat alegeri în spate, vineau partidele produse la putere, mai nu exista atunci, nu avea partid care ia să fie să salveze. Luau partidele proruse, Putin avea să dea gaz mai ieftin și avea să ne țină până el avea planul cu Ucraina mai de mult. Și avea să ne folosească și pe noi ca și Ucraina în război împotriva Ucrainei. Noi am făcut mare lucru atunci liberali. Și vreau să spun, politica noastră concis politica Occidentului. Domnul președinte. În acea problemă. Important era să nu scăpăm, să vină o guvernare prorusă. Și azi tot aceeași lucru are loc. Ne întoarcem tot în perioada aia dumneavoastră. Da. Știți că domnul Iurie Leancă are probleme cu legea, e acuzat de faptul că s-ar face vinovat, inclusiv el, de faptul că a ajuns aeroportul pe mâna lui Iulian Șor. Eu îmi spun în premier acum. Eu am multe discuții cu Plahaniuc înainte de când vrea să fie prim-ministru. Că doar eu nu eram chior și orb. Eu știam ce se întâmplă, cine-i Plahaniuc, cine-i Filat, și că știau cine sunt eu. Eu toate știam. Și ce fac, și cum, cine deține putere, toate înțelegeam. Și eu zic noi că ne-am unit, da, după alegerile din iulie 2015, când până 2000 am fost scoși după alegeri din 2014. Atunci era și pile de meu cu noi și ne-am asumat. Unul din voi m-a rugat să nu pomenesc de furtul miliardului. Și, da, eu am zis nu. Includem în acordul ăsta întoarcerea miliardului și trage la răspundere. Și aeroportul. Și zic, nimic nu se mișcă. Cum? Și atunci mi s-a spus, dacă vă ajung prim-ministru, eu întorc aeroport. Aici zic, slavă Domnului că am înțeles acui. Așa, un mic secret care, mă rog, nu toate le pot spune eu. Și atunci de ce fac din domnul Leancă țapii spăștori? Domnul Leancă zic că e băieț, noi tot guvernul am votat, în afară de liberali. Da, posibil din cauza că a îndeplinit comanda și unii și alții. Li s-a dat de sus comanda. Înțelegeți? În furtul miliardului, da? De acolo s-a început. Că un guvern niciodată nu trebuie să dea garanții băncii naționale dacă știi că cel care pune cuvânt pentru dâns n-ar de ori întoarce banii. Da, atunci la liberali nu era un guvern? Nu. Era pelereu. Da, peleriști erau. Da, ei de aceea și pe noi nu ne-au luat la guvernare după legi din 2014. Pentru că mai trebuia furat 6 miliarde. Dar cu ghimpul nu merge treaba asta. Eu am făcut-o în timp campanie atunci, în toamnă, înainte de alegeri. Și aici e problema. Că, bun, spunea că noi am avut discuții, că dacă nu se dă credit, că nu știu ce, a să fie criză în sistemul bancar. Bun. Dar după ce s-a furat 9 miliarde, de ce s-a mai votat pentru 6 dacă s-a văzut că este 9 furate? Însă e foarte simplu aici, așa un copil înțelege. Și eu mă întreb deseori unde e miliardul ăsta, de ce nu se întoarce, cum doar și europenii spun să fie întors miliardul și americanii și toți absolut nimeni nu ne ajută. Deci ceva nu e curat la mijloc aici cu miliardul ăsta. Dar e curat la mijloc ceea ce se întâmplă în ultima vreme cu aeroportul, nu e cam ceea ce era prin 2014. Aveți în vedere cu spațiile comerciale. Spațiile comerciale. Licitații, se anulează licitația, iar licitații. Nu se vede că și ăștia s-au interesat să bage omilor, cum au băgat și Plahaniuc pe Șor pe acolo. Vezi că Șor, ăsta întotdeauna știu să ia smântână. Magazinele se duce free.
Și aici, iarăși, iată, în situația asta, posibil că, într-adevăr, ai lui oameni în curcă. Aici sunt bani serioși, vin. Și de aceea și licitați pe licitați, fiindcă în curca lui, ca să nu piardă banul. Că trebuie să hrănească protestanții. Atunci încheiem pe o notă protestatară, domnul președinte. Eu vă mulțumesc tare frumos pentru faptul că ați fost la noi la emisiune. Vă doresc mult succes în tot ceea ce faceți și ne revedem neapărat aici în studio. Mulțumesc mult. Mi-ați aveți o vorbă, să trăim cum? Frumos și bine. Dar eu m-am gândit a să trăim frumos și bine și uniți. Cum plectăm. Așa, așa. Mulțumesc, domnul președinte. Da, mersi și eu foarte mult. Doamnelor și domnilor, atât a fost să fie ediția de azi a emisiunii Puterea a patra. Să trăiți frumos și bine și să vă văd mândri.